Văd cu regret că recapitularea regulamentului devine absolut necesară. Pentru unii mai ales. Dosarul. Păi dacă o luăm așa mecanic de la încep... Regulamentul expediției, plecate în căutarea monstrului care a fost identificat în mai multe rânduri în gheolul Belciug. Preambul. Întrucât prevederile acestui regulament au fost adoptate de toți membrii expediției în unanimitate sau cu o majoritate covârșitoare, ele devin obligatorii și nu suportă nicio modificare. 1. Fiecare membru al expediției este liber să facă tot ce vrea. 2. Întrucât libertate nu înseamnă anarhie, se hotărăște. A. Tutunul constituie o otravă pentru organism. O anihilare sau, în cel mai bun caz, o diminuare a calităților moral-volitive. Deci, nu se va fuma. Nu este admis nici falsul pretext de a se aprinde o țigară după fiecare captură, pe baza faptului... Pe baza faptului. Pe baza faptului că se prelimină capturi numeroase. B. Alcoolul diminuează reflexele pescarului. Deci, în afară de paharul de onoare, la începutul acțiunii, și de 50 grame vodcă înainte de masă, nu se va bea decât apă minerală, borsec, biborțen, bodoc, hebelipova, la alegere, fără restricții. Orice cantitate de alcool care depășește baremul calculat, baremul calculat, adică 5 sticle de vodcă pentru toată durata expediției, va fi vărsat în Dunăre, odată cu manifestări de dezaprobare energică împotriva celui care a călcat regulamentul.